Toți vor să ajungă pe Marte, însă, din nefericire, călătoria ar fi una lungă și anevoioasă, fiindcă astronauții vor fi nevoiți să zboare sute de zile prin spațiu cu tehnologia din prezent. Dar, dacă am putea scurta durata de timp necesară la doar câteva zeci de ore, aruncând navele spațiale la gunoi și folosind ceva care deja călătorește prin sistemul nostru solar, și prin acest ceva mă refer la comete. Acestea mai sunt numite și bulgări de zăpadă murdară, deoarece mai bine de jumătate din compoziția lor este gheața amestecată cu roci și gaze înghețate. Cometele sunt corpuri cerești relativ mici care se rotesc în jurul soarelui după ce au ieșit din câmpul gravitațional al planetelor, însă unele pot fi la fel de mari ca un oraș micuț. Totuși, atunci când o cometă se apropie de soare, în timpul orbitei sale, aceasta se poate încălzi formând o coamă uriașă strălucitoare. Însă, spre norocul nostru, dacă vrem să folosim o cometă pentru a călători în spațiu, avem destul de multe dintre care să alegem. Potrivit NASA, sunt în jur de 3600 de comete cunoscute în sistemul nostru solar. Dincolo de asta se crede că sunt alte câteva milioane de comete care orbitează soarele nostru în centura de materie primordială Kuiper și altele aflate la o distanță mai mare în norul Oort. Ceea ce face cometele potrivite pentru o călătorie în spațiu este faptul că pot călători foarte rapid. Sunt o mulțime de factori diferiți care determină cât de repede se deplasează prin spațiu, însă s-a demonstrat că pot atinge viteze amețitoare de la câțiva mii de kilometri pe oră până la 160.000 de kilometri pe oră în anumite condiții. De fapt, în 2016, oamenii de știință de la NASA au înregistrat o cometă care călătorea cu 600 de kilometri pe secundă în timp ce se îndrepta direct către soare. Asta înseamnă mai mult de 2 milioane de kilometri pe oră. Pentru a pune acest lucru dintr-o altă perspectivă, dacă am putea călători cu 2 milioane de kilometri pe oră, atunci am putea ajunge pe Marte în aproximativ 28 de ore, adică doar puțin mai mult decât durata unei zile pământești. Totuși, ca acel lucru să fie posibil, trebuie ca cele două planete să se afle în cea mai apropiată poziție una față de cealaltă în timpul orbitării în jurul Soarelui. Însă alinierea celor două planete este ultima noastră grijă. Problema principală este că ar fi foarte greu să ajungem pe o cometă datorită vitezei colosale cu care se deplasează prin spațiul cosmic. Asta nu numai pentru că ar fi greu să prindem una din urmă, ci datorită faptului că obiectele cosmice mici pur și simplu nu se apropie suficient de mult de Pământ. Hale Bob, o cometă care a fost descoperită cu mai mult de două decenii în urmă, în anul 1995 s-a apropiat de pământ mai mult decât oricare altă cometă, însă totuși distanța sa față de noi a fost de 196 de milioane de kilometri. Deci, mai bine ne îndreptăm direct către Marte care se află la doar 225 de milioane față de planeta noastră. Așadar, dacă o cometă trece pe lângă Pământ și descoperim că traiectoria sa este spre Marte, iar în același timp ignorăm faptul că cel mai probabil va fi într-o stare mai puțin solidă, tot vom fi nevoiți să supraviețuim cumva pe suprafața sa. Dar să presupunem că ne ancorăm cumva, iar din moment ce durează aproximativ două zile să ajungem pe Marte, apa potabilă și mâncarea nu ar reprezenta o problemă, asta până când vom ajunge pe suprafața planetei. Totuși ne vom confrunta cu lipsa de oxigen și ne va lipsi protecția împotriva radiațiilor cosmice. Vom avea nevoie de aproximativ 0,84 kg de oxigen pentru o zi de călătorit pentru fiecare persoană. Deci, da, în cele din urmă, folosirea cometelor ca mijloc de transport prin spațiu nu este o soluție viabilă. Însă, câteodată trebuie să ne gândim la toate variantele ca să realizăm că pur și simplu nu funcționează și că nu putem experimenta totul în practică. Sper că ați găsit această idee interesantă! Aveți și voi întrebări legate de spațiu sau o idee trăznită? Scrieți-ne în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!